după vreo 9 luni de zile m-am întors la lacul ăla, lacul Corlo, dacă mai țineți minte, când era zăpadă, frig. Pașie! Stai că balcoane aici. Salutare vizionarilor și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal. Încă un vlog în natură, ceea ce îmi place mie foarte mult. Nu știu dacă țineți minte, eu am făcut un vlog la lacul Corlo, care se află în provincia Belluno. Haideți că a sosit și toamna. Am fost prin luna martie, dacă știți, am făcut un vlog. O să vă las linkul undeva în descriere jos, ca să vă uitați la vlogul ăla, să vă duceți aminte despre locul, despre lacul care vă vorbesc. Atunci era numai zăpadă, frig, era și foarte multă ceață, ceață, ceață. Și nu se vedea mai nimic. Aici în spatele meu, din câte vedeți, este lacul. Zona asta aici așa toată este zona de stat liniștit, de grătar. Este undeva în spate, pe acolo, pe acolo pe undeva. Un loc unde se pot face grătare, grătare, grătare. Astăzi este o zi destul de frumoasă în comparație cu cea de ieri, pentru că ieri a plouat toată ziua. Dar o ploaie de aia serioasă. Priviți ce verde este încă totul. O căsuță. Faza este că nivelul apei este super scăzut. Tu lipsesc câțiva metri buni de apă. Capa trebuia să fie până aici, unde se văd copacii ăștia. Acolo, unde vă arăt cu degetul, este un bar sau un restaurant, cred, nu mai știu. Undeva pe acolo este zona de camping, unde pot să staționeze cei cu autorulote și rulote sau mai știu ce au ei. Zona asta aici trebuia să fie acoperită de apă. Mamă, mamă, deci până acolo cred că sunt 10 metri pe puțin. Hai, mamă. Aici avem pedalonii, nu știu cum se numesc în română. Practic luați și mergeți pe apă, dați din pedale. O să mergem imediat și acolo la turnuleța ăla. Acolo este un hotel și bing bang din acest loc. Să vă răși din unghiul ăla lacul. Toți copacii încep să schimbe culoarea. Una dintre cele mai frumoase perioade. Primăvara și toamna sunt, mama mia, belisime. Vara, locul ăsta este ca vizitat de foarte, foarte mulți români. Dar pentru că v-am zis că acolo este un loc amenajat pentru grătare, sunt mese și poți să stai să mănânci, să faci grătare ce vrei tu. Astăzi este miercuri, o după amiază frumoasă de toamnă. Deci un pește, peștele acolo. Poate că n-ai bine apă. Da, ieri a plouat toată ziua, deci a tras o ploaie din aia șmecheră. Haide! Stați așa. Deci ca să vă dați seama ce fel este locul ăsta, practic e așa. Dacă te-ai împiedicat, ai belit peștele. Nimeni pe aici. Îți doare-o cu aparatul. Să vă arăt podul ăla din lemn suspendat deasupra lacului așa. Deci este un grătar acolo mai mare. Și sunt alte 7-8 de astea mai mici. Să vă arăt cât de frumos este lacul ăsta toamnă. Hotelul și restaurant. Bă, ce ai făcut timp urmărit? Clopotul. Bing bang-ul din... Ia auziți. Clopotul. Hotelul. Clopotul. Se bate. Cum s-a creat și insula așa frumos. O să mă duc imediat acolo în mijloc. Cât a scăzut nivelul la apă. Ești nebun. Ce vedeți voi? Verde așa. Pe timpul verii este acoperit de apă. Monster fish. Deci acum vedeți și voi lacul ăsta. Ce vedeți voi prin fisheye, obiectivul ăsta face totul mic și pare foarte departe, dar practic eu sunt la 5 metri de apă, nici 5 metri. Hâți, Johnule! Eu nu mă gândeam, frate, că o să fie așa adânc apa asta. Sunt 10 metri, cred că și mai bine, până la apă. Eu ador natura. Ca atare, ați văzut foarte multe poze la mine pe Instagram, Marius Smile, acolo dați-mi follow. Oi, oi, oi! Ce frumos este și aici. Eu cumva m-aș afla în momentul ăsta în mijlocul lacului. Peace! Pe acolo, pe undeva, sunt doi oameni care pescuiesc. Acolo, punctul ăla alb așa, este un bar, un bar mai mic. Acum o să mă mut în alt unghi lacului. Ce mișto se reflectă norul ăla pe lac. Lac, 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 lac. Vini, vini. Ciao. Ciao. Oh. Tu stai un po' băniată, eh? Deci ca să înțelegeți, eu eram undeva pe acolo, am parcat la cimitir practic, în spatele meu cimitirul. De aici începe, unde este bariera asta, începe un traseu. Cum e în față, o să fie un pod așa, aspart stânga. În spatele meu se vede practic tot lacul. Aici continuă lacul.
Acolo este și o mică cascadă, două cascade. Mamă, deci cât este de mic nivelul apei. Cât de frumos se vede, bă. Mamă, ce frumos. Acolo este clopotul, stâncile astea, fiți atenți ce frumoase. Ador. Și acolo se vede un pod și mai este alt pod la care o să mergem imediat. Bombă. Haideți să mergem mai departe. Am ajuns și în noul punct. Point view. Partea frumoasă când vin în cursul săptămânii, în timpul săptămânii, în mijlocul săptămânii, la lacuri sau mergi în locuri de genul să vizitezi, partea frumoasă este că nu este absolut nimeni. Liniște și pace. Nu weekend dacă te duci toată lumea, aglomerația alea. Deci eu ador chestia asta, dar și nu weekend e frumos. Ponte de la Victoria. Și este construit din scânduri și ancorat cu niște frânghii din alea de fier sau ce ori fie ele. Și când mergi pe el, uitați că intru aici pe el frumos. Pe el, dacă faci un pic de balans, îl simți tot așa sub picioare. Bam! Frumos! Am mai venit de vreo 6-7 ore în locul ăsta. Primăvara, vara, toamna și primăvara este cel mai frumos. Iarna și iarna, dar totul îngheață, este totul mort și nu prea e pe gustul meu. Dar și oricum și iarna farmecul ei să. Mamă, deci cam asta se vede de pe acest pod și aici se vede așa. Știi cum face sub picioarele mele? Hop, hop, pe balans e gen podul ăsta. De acolo am venit eu, destul de lung, cred că are, cât să zic eu, 100 de metri. Lacătele iubirii, ia să dăm un focus aici, frumos. Super! Bă, cam toate sunt ruginite, înseamnă că a durat dragostea. De multe ori se rup bucăți din stâncile astea și cad în apă, să vedeți ce ecou face. Avem aici un semnal de pericol. Stradă stricată, pericol stânci și stradă fără bariere. O stradă care te urci sus, 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 pe munte sunt niște case pe acolo. Și podul ăsta, când am aruncat acel bulgări de zăpadă. Frumos, merg pe mijlocul podului, auziți? Sunetul cascadei. Pe acolo, printre stânci. Eu mai înainte am fost acolo, pe podul ăla, un pic micuț acolo, dar se vede. Și da, vizionarilor, aici să închei acest vlog. Sper că v-a plăcut, sper că vă place acest lac verde, natura. Eu o să mai rămân pe aici, mai merg să mai fac câteva poze, o să mai ascult sunetul naturii pentru că este așa de plăcut și de frumos. Cu voi a fost Marius astăzi și noi o să ne vedem data viitoare cu un nou vlog de travel, cu un nou loc la fel de frumos, așa că dați acolo un mare like, un subscribe acestui canal și un share pe Facebook, de ce nu. Eu v-am pupat și numai bine, pa!